Asociațiile de proprietari și firmele de repartitoare se fac vinovate de facturile mari la căldură pe care le plătesc cetățenii orașului Craiova. Cel puțin aceasta este părerea reprezentanților furnizorului de căldură al orașului, SC Termo Craiova SRL. Creșterea valorii totale a facturii la căldură sau creșterea costurilor gigacaloriei nu este fondată, atât timp cât prețul gigacaloriei nu a crescut din 2012, susține directorul SC Termo SRL, Mihai Neațu. SC Termo Craiova SRL dorește să aducă la cunoștință locuitorilor municipiului Craiova că prețul gigacaloriei facturat către populație a rămas constant din iulie 2012, atunci când a avut loc ultima modificare a prețului prin hotărârea de Consiliu Local numărul 8 din 29.06.2012. În baza acestei hotărâri, Consiliul Local Craiova a scăzut prețul de facturare al gigacaloriei de la 245 de lei pe gigacalorie la 220,5 lei pe gigacalorie. Contorizarea la nivel de scară de bloc a energiei termice utilizate pentru încălzire și pentru prepararea apei calde este în sarcina SC Termo Craiova SRL. Absolut toți contorii sunt verificați periodic, au verificările metrologice la zi și sunt în parametri stipulați de lege. Asociația de proprietari, în regie proprie sau cu ajutorul firmelor contractate de către aceasta, realizează citirea consumurilor înregistrate de contorii pentru apă caldă și pentru încălzire la nivel de scară de bloc și la nivel de apartament. Pe baza citirii contorilor, SC Termo Craiova SRL emite o singură factură pe lună cu totalul citit de asociațiile de proprietari. Conform ordinului 343 pe 2010, SC Termo Craiova SRL nu are dreptul, atât al acestui ordin cât și al contractului de furnizare semnat cu asociațiile de proprietari, SC Termo nu are dreptul de a face repartizarea costurilor aferente consumului de energie termică la nivel de scară de bloc sau de apartament. Repartizarea costurilor aferente consumului de energie termică, atât pe scară de bloc cât și la apartament, este sarcina exclusivă a asociațiilor de proprietari. Mihai Neațu a ținut să precizeze că SC Termo este considerată pe nedrept oaia neagră a Craiovei. Păi da, apar diferențe din decembrie 2013 la decembrie 2012 de câte un milion și un milion jumătate, 150 de lei noi. Ălea nu sunt în sarcina lui Termo. Îmi pun și o întrebare retorică. Și cer să mi se explice și mie de unde au crescut cei de la asociații prețul, valoarea totală a întreținerii și cu ce drept aruncă totul în spatele lui Termo. Ok, suntem mici, urâți, avem bube, suntem oaia neagră a Craiovei, dar nu suntem de vină pentru tot. Fiind întrebat dacă în urma fuziunii SC Termo cu Complexul Energetic Oltenia vor fi șterse datoriile asociațiilor de proprietari, directorul a negat categoric acest lucru. Nu există. Chiar dacă fuzionăm, acele penalități și acele datorii nu au cum să fie stinse din punct de vedere contabil. Empiric vorbind, dacă vrem să vorbim despre o stingere, înseamnă de fapt o diminuare a profitului. De fapt, înseamnă creșterea pe cheltuieli de la o entitate la o altă entitate. Se preiau cheltuielile. Deci nu există termenul de stingere de datorii. Este o formulă pe care o folosim în limbajul de zi cu zi. Nu ai cum. La jumătatea lui aprilie. Au mai crescut datoriile populației? Da. În momentul de față, populația are o datorie de 122 de milioane de lei noi către Termo.